Costume și dansuri populare internaționale de o frumusețe autentică i-au încântat pe locuitorii județului Ialomița în cadrul celei de-a 21-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor Floare de pe Bărăgan. Ansambluri folclorice din Macedonia, Bulgaria, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, alături de cele din România, au oferit publicului spectator din Fetești, Săveni, Sudiți, Amara și Slobozia momente inedite, care au adus în prim plan frumusețea zestrei populare din zona Balcanilor. Autoritățile și locuitorii din Sudiți i-au avut anul acesta oaspeți de seamă pe dansatorii ansamblului Ivan Planina din Bosnia și Herțegovina, pe care i-au primit, așa cum cere tradiția, cu pâine și sare. Este al cincilea an de când găzduim acest spectacol, Floare de pe Bărăgan. Avem în vizită un ansamblu folcloric din Bosnia-Herțegovina. În fiecare an am avut din altă țară, nu am avut din aceeași țară. Suntem mândri că facem un schimb cultural, că și noi avem un ansamblu folcloric înființat în 2015, Mugurii Bărăganului, de care se ocupă domnul maestru Iancu Nicu, și am participat la foarte multe festivaluri, atât județene cât și interjudețene, la care am câștigat foarte multe premii. Ați fost sau urmează să mergeți și în străinătate? Păi, asta ne propunem în următoarea perioadă, să participăm și la un festival internațional. Cum e să primiți oaspeți de departe? V-ați pregătit, v-ați agitat? Tot timpul suntem pregătiți și niciodată nu ne dăm înapoi de la astfel de evenimente, deoarece ne dorim ca și comunitatea noastră să participe la evenimente internaționale. În deschiderea spectacolului au evoluat micii dansatori ai ansamblului Mugurii Bărăganului din localitate, care au încântat publicul cu dăruirea cu care au dat viață dansurilor strămoșești.
La fel de pasionați de dansul strămoșesc s-au dovedit și oaspeții. Festivalul Internațional de Folclor Floare de pe Bărăgan este organizat de Consiliul Județean Ialomița și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița și a devenit de peste două decenii o manifestare culturală de renume în această parte a Europei.